și de la centrul nostru, să putem să aducem jucători direct de la junior la echipa mare. Nu este ușor, de aceea necesită timp și este mai greu, adică e mai delicat un pic, dar îmi doresc foarte mult și v-am spus, Patrick Petre este unul din copiii foarte talentați care va rămâne la echipa mare, va rămâne lângă echipă, indiferent în ce situație echipa sau în ce perioadă se găsește, pentru că e un jucător de real talent și va fi tot timpul lângă echipă. Sper să mai fie și alții. Deocamdată nu trebuie să ne așteptăm foarte mult de la ei. E greu să decidă Patrick Petre un match sau este foarte greu. Corect. Mihai, s-a vorbit zilele acestea despre Serginho, s-a dat ca sigur transferul la Dinamo, nu au avut nicio reacție din partea celor din conducerea noastră. A semnat sau încă nu a semnat cu Dinamo? Serginho, fostul fundaș stâng al celor de la Brașov. De Serginho este situația în care s-a dat jucător liber, deci comisiile l-au dat jucător liber și în proporție foarte mare este jucătorul Dinamo. Am înțeles, pentru că nu aveam nicio reacție oficială și nu știam să-l trecem la transferuri deja sigure sau nu. Nu, pentru că mai trebuie să așteptăm, mai există un apel, cred, și dar în mare măsură Serginho 99% va fi jucătorul din an. Pe Grozav ne putem baza pentru minim 6 luni? Pe Grozav zilele acestea se decide mâine sau cel târziu poimine și vom ști dacă da sau nu. Am priceput. Spune-mi, te rog, pe noi ne doare apărarea. Recunosc că anul trecut ne-a durut foarte tare apărarea în turul campionatului. Încă ne doare centrul apărării, axul central, acolo unde, mă rog, noi suporterii dinamoviști iubim foarte mult pe Nedelceanu, ne bucurăm că a ajuns la echipa națională, dar este totuși un copil de 19 ani. Așa este. Deocamdată Nedelceanu are 7 meciuri sau 8 în Liga 1. A fost prima convocare atunci când eu am fost la echipa națională de tineret, a fost prima convocare. Deci nu este un jucător deocamdată determinant pentru Dinamo. Este un jucător foarte bun, cu calități bune, de real talent, dar trebuie să mai așteptăm, pentru că trebuie să mai joace un pic și să mai prindă experiență. Dar este un jucător de viitor pentru Dinamo și fundaș și foarte bun. Bun, deci deocamdată Serginho 99% al nostru, am promis să nu te întreb despre nume până la conferința de presă, nu am să te întreb despre nume. Spune-mi, te rog, doar pe posturi, doar despre doi fundași centrali și un portar, mai avem nevoie acum? Da, o să mai vină și un mijlocaș central, cred că mâine o închidem cu mijlocașul central și în afară de, dacă se rezolvă și cu Grozav, mai avem nevoie doar de doi fundași centrali și de un portar. Am Și portarul este 95% aproape din nou. Este vorba de Naumovski, bănuiesc. Deocamdată nu știu, nu vreau să văd. Am înțeles, gata, nu mai întreb nume, deși m-ai pus pe gânduri cu mijlocașul central, pentru că presa a tot speculat zilele astea. Sunt două nume la care o să visăm și noi frumos până mâine sau poi mâine. Noi visăm la Marchinio și la Cristescu, trebuie să recunoaștem. Sunt numele date de presă, mie îmi plac amândoi. Acum bine, tu decizi, nu eu. Sau mă rog, jucătorii decid. V-am spus, deocamdată nu pot să vă dau nume. Da, e corect. Nu pot să vă dau nume, dar mă așteptăm, aici în mijlocaș și portarul care în mare măsură ne-am înțeles și încă doi fundași centrali la trebuie să mai la Dinamo și eu cred că este un loc complet cu care putem să abordăm returul și să încercăm să facem o echipă competitivă. Mihai, îți mulțumesc frumos pentru intervenția ta, mulțumesc frumos pentru că ți-ai făcut timp. Ține-l pumnii și încă o întrebare. Dinamo 2, jucăm împotriva celor din la Dinamo 2, este un meci amical zilele acestea? Da. Vineri sau sâmbătă? Poate reușim să ajungem și noi suporterii să o vedem. Sâmbătă, tot la Metaloglobus? Da, în mare parte da, în funcție de condițiile meteo. În funcție de condițiile meteo. Bine, sper să aflăm până în timpul, până la ora jocului, pentru că ne place să vă vedem și pe voi și pe băieții de la Dinamo 2. Ok. Mulțumesc frumos, seară bună!